Se întorc înapoi. Se întorc înapoi. Înapoi unde? Spre Matiz. Odată. Stai. Mai dat odată. Acum. Haideți Duma! Haideți, ieșiți toți! Duma! Haideți! Haideți, ieșiți din policlinică! Haideți! Ori fugi la gang! La gang, Duma! Proprietarul mașinii, o tânără de 25 de ani, lăsase un mic avere chiar pe scaunul șoferului, 3.000 de euro. Femeia a ajuns aseară târziu și și-a parcat mașina în apropierea blocului în care locuiește. Avea multe bagaje de cărat, așa că a uitat de borseta plină cu bani. Sunt cei doi suspecți care în momentul de față studiază un autoturism. Imediat cei doi s-au întors, pentru că au observat că înăuntru era un bun lăsat. Se observă cum cei doi sparg geamul de la autoturism și cum scot borseta din autoturism și o iau la fugă. Tinerii nu aveau nici cea mai vagă idee că în interior se găseau atâția bani. Din păcate pentru ei, polițiștii se aflau în zonă și i-au filmat chiar în timp ce acționeau, așa că cei doi tineri au fost reținuți imediat. Șoferița păgubită a ajuns într-un suflet la sediul secției 1, unde și-a recuperat banii. Hoții de 22 și 24 de ani sunt clienți vechi ai polițiștilor, fiind cercetați în mai multe cazuri de furturi din autoturisme. Sunt cunoscute în evidențe cu antecedente penale. În cursul acestei zile au fost prezentați parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara cu propunerea de arestare preventivă, iar pe numele acestora instanța a emis un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, iar celălalt este cercetat în stare de libertate. Chiar dacă polițiștii au recuperat prejudiciul, suspecții riscă până la 15 ani după gratii pentru furt calificat.